Bună ziua, îmi face o deosebită plăcere să lansăm astăzi a doua etapă a campaniei de informare publică Viză pentru SUA. Îi mulțumesc domnului ambasador Gitenstein pentru felul exemplar în care am colaborat și continuăm să o facem. Anul acesta am adăugat un element care va face campania ceva mai vizibilă și informațiile mai accesibile, e vorba de afișajul stradal, și am făcut asta într-un sistem cordial de alianțe cu parteneri media, cu o mare agenție de publicitate. Vreau să mulțumesc presei pentru maniera foarte deschisă în care a înțeles că această campanie se adresează bunei informări a concetățenilor noștri și fiecare a pus câte ceva din propriile competențe pentru ca informația de bază să ajungă la toți solicitanții de viză pentru Statele Unite. Evident că relansarea acestei campanii trebuie pusă în context. Am atins un vârf istoric, cum l-am numit, cu relația bilaterală româno-americană prin vizita președintelui la Washington și semnarea acordului privind amplasarea elementelor de scut antirachetă în baza de la Deveselu. Cei doi președinți au asumat și o declarație de parteneriat strategic pentru secolul 21, care include explicit pentru prima dată și domeniile de referință în care ne dorim să amplificăm conlucrarea dintre București și Washington. În acest plan intră și mobilitatea academică, legăturile mult mai directe dintre cele două societăți, dintre tinerea generație românească și din America. Ne dorim ca, prin îmbunătățirea ratei de acces la vize, să stimulăm aceste contacte interumane. Extrem de importante, pentru că vorbim despre, nu doar despre o relație politico-militară, strategică, ci și despre o relație culturală, despre o relație de parteneriat bazat pe cunoaștere reciprocă și pe respect mutual. Evident că ne bucură angajamentul președintelui Obama față de inițiativa unui grup de congresmeni americani care și-au propus să modifice legislația legată de imigrație și să ofere la pachet unor aliați, nu doar europeni, condiții de acordare a vizelor ceva mai flexibile. Între timp ne interesează foarte mult ca prin campania pe care o derulăm și care a intrat în a doua etapă să scădem pe cât posibil rata de respingere a dosarelor, să-i ajutăm pe concetățenii noștri să scrie corect dosarul de candidatură pentru viză americană și în același timp să-i responsabilizăm, pentru că o mare parte dintre refuzuri se datorează revenirii unor solicitanți care nu și-au schimbat condițiile de bază pentru care au fost respinși și care perseverează încărcând nota de plată. Cred că atunci când știi că ai fost, dosarul tău a fost respins, de pildă pentru că nu ai demonstrat suficiente legături suficient de robuste cu România, n-ai demonstrat că ești ancorat socioprofesional și material în România, n-are sens pentru o perioadă până când condițiile tale nu se schimbă să revii cu o solicitare de viză, pentru că în acest fel îi penalizezi implicit pe solicitanții de viză cu șanse mai mari. În același timp, guvernul român și România ca atare, ca partener strategic al Statelor Unite, va continua să insiste pe ideea că liberalizarea vizelor e normală și ea ar permite și relații de afaceri mult mai fluente, ne-ar aduce, ne-ar da un sentiment de justiție și de solidaritate efectivă. Vom menține, deci, acest
punct central în agenda dialogului nostru politic și sunt convins că Statele Unite vor ști să-și recunoască prietenii și să-și recompenseze aliații, inclusiv prin această ridicare a vizelor, liberalizarea lor, întrucât comunitatea românească din Statele Unite este deja o realitate istorică și, dat fiind faptul că sentimentele filo-americane ale românilor s-au demonstrat în timp, indiferent de împrejurări, nu au suferit fluctuații și se află astăzi într-un moment deosebit de promițător. Domnule ambasador, vă mulțumesc pentru participarea la această conferință de presă și vă invit să luați cuvântul. Thank you, Theodore. It's a pleasure to be with you today, and it's a particular honor to partner once again with you and the Ministry of Foreign Affairs in our ongoing joint information campaign regarding visitor visa applications for the United States. America welcomes Romanians, and we encourage travel to the United States for tourism, business, and study. I'm pleased to report that last year 29,000 Romanians received non-immigrant visas for the United States, an increase of almost 3,000 over the prior years. Let me begin by saying that detailed information is available on our embassy website. That should be the first stop for anyone planning to visit the United States. There we have frequently asked questions and instructional slideshows that are helpful for anyone applying for a visa. And of course, people should look at the information hosted on your website at the Ministry of Foreign Affairs as well, especially the materials for this new phase of the campaign. Last year when we began this campaign, I announced the introduction of a new electronic visa application, which is accessed also online. I'm pleased to report to you that today that form is now used by 100% of visitor visa applicants, and with great success. From cities, towns, and villages across Romania, we receive visa applications electronically, making the process more efficient and more customer friendly. One service that we added this year for those who make a mistake in completing their form, which is unfortunately about 15% of those who apply, we can now contact those applicants in advance of their appointments to assist them in making the necessary corrections before they come out to Maniasa for their appointments. So this added customer service has reduced wait times and the need for applicants to make the more than one trip out to the consular section at the embassy. Of course, we've moved into our new embassy, which features a state-of-the-art consular section. Our waiting room is spacious and we can now handle up to 100 applicants at a time. With the electronic form as well, some other efficiencies we have implemented. Overall, time spent at the embassy has been greatly reduced. Now you can get through the process in less than an hour. Of course, applicants still need to schedule their appointment in advance. Again, instructions are detailed on our website. And I would strongly urge all applicants to follow these instructions very closely. As we move closer to the holidays, appointments fill up quickly, so those wishing to travel the United States should plan ahead and make their appointments as soon as they can. Now, I'd like to speak for a moment about visa applicant refusals. As I said before, 29,000 Romanians received non-immigrant visas for the United States last year, about 81% of those that applied. So if you apply, you have an 8 in 10 chance of getting a visa. That's pretty good. But it also means that there are people who get refused. This is always a sensitive topic, and we understand that. One of the more sensitive questions on this topic is, as the minister pointed out, those who continue to apply and reapply. According to our immigration law, applicants can reapply as many times as they want, but we strongly discourage this. We know that situations do change, and if your situation does change, you should reapply, but it should be a substantial change in your condition. And you're going to see this message reflected in these materials. Our consular section has also produced a number of materials for the public, which we call frequently asked questions on the topic
of U.S. immigration law, and that's also found on our website. The counselor section has also produced a YouTube interview in Romanian that addresses this subject to clarify the practical background behind qualifications for a non-immigrant visa. I hope this and future videos will help clarify the qualifications for a non-immigrant visa, and we have today our Deputy Consul General and Visa Chief Laura Meiniger, who will answer any detailed questions you might have after the Minister and I finish. It's been a pleasure to be here with you this morning, and I want to express my personal appreciation for the initiative and cooperation of you, Minister Bukhanski, and the Ministry of Foreign Affairs on this visa information campaign. We are pleased to reaffirm our partnership in this innovative program, and of course, we look forward to continuing to welcome Romanian visitors to the United States. Thank you. Mulțumim domnului ministru și domnului ambasador. Îl invit acum pe reprezentantul companiei BBDO să facă o scurtă prezentare a conceptului creativ al campaniei. Bună ziua. Graffiti este prima agenție de România de publicitate. Este prima agenție afiliată la o rețea internațională, la BBDO Group. BBDO Group este o companie, o rețea de comunicare cu cartierul general la New York. Am văzut prima parte a campaniei și ne-a plăcut foarte mult inițiativa și am hotărât să venim pentru a doua parte acum cu o propunere complet pro bono către Ministerul de Afaceri Externe și către Ambasada SUA pentru acest val. Haideți să investigăm un pic cum am ajuns la propunerea de creație. Da? Brieful de creație în trei pași foarte simpli. Da? Pe cine convingem? Românii care vor să obțină o viză temporară pentru SUA, ce să facă? Să se informeze, în primul rând, să se informeze pe site-ul, pe mae.ro, unde este o secțiune specială, unde află tot ce au nevoie pentru a avea o aplicație cât mai de succes. Și cum să facă acest lucru, spunându-le că au șanse mai mari de a primi viza dacă arată legăturile puternice cu România. Da. Haideți să vedem cum se declină în outdoor. Da? Pentru outdoor am găsit un vizual foarte, foarte de impact, care vine cu o mică ghicitoare vizuală, dar simplu de descifrat. Haideți să o vedem un pic. Da? Deci, dacă vrei să vezi America, arată-ne cât de mult iubești România. Un stil simplu, iconic, irisit, care îți spune direct ce trebuie să ții minte. Și apoi, în parte de mesaj de jos, spunem cu cât ne arăți care e legătură mai puternică cu România, cu atât vei avea șanse mai... Voi putea mai ușor să primești viza temporară pentru SUA și avem trimiterea la site. Mai departe, și pe landscape similar. Mai departe. Pentru machiatul de presă am găsit o soluție care să funcționeze foarte bine în presa scrisă, care să evidențieze în contrast cu imaginea editoriale și avem o serie de vizualuri ce par fotografii amator, da, în stil fotografiilor de vacanță, dar descoperim la o evaluare mai atentă cum obiectivele turistice din acele fotografii doar amintează cele din SUA, nu sunt cele originale. Haideți să vedem un pic despre ce este vorba, da? Vrei varianta autentică? Atunci informează-te înainte de a aplica. Vrei varianta autentică? Informează-te. Sau, iată, nu este the real Hollywood, da? Vrei varianta autentică? Informează-te. Bun. Pentru spotul radio avem un script foarte simplu care prezintă o mnemonică, o tehnică simplă de a-ți aminti linkul acela în care ai toate informațiile necesare pe care trebuie să-l vizitezi înainte de a aplica pentru a avea șanse maxime de a obține viza temporară. Haideți să auzi spotul radio. Ok, mai departe pentru online avem niște bannere. El a fost creat împreună cu colegii noștri de la Kaleidoscope, compania de digital din cadrul grupului BDO, tot pro bono. Ne-au ajutat în această campanie și cei de la PepsiCo România, care au suportat costurile de producție integral pro bono.
Cam asta ar fi campania. Sperăm să fie una eficientă. Întâmplător sau nu, Graffiti este cea mai eficientă agenție din România de publicitate, conform EFI Effectiveness Index. Doresc să mulțumesc agenției de publicitate Graffiti BBDO pentru amplul ajutor acordat, atât pentru realizarea conceptului grafic al afișelor, al machetelor de presă și a spotului audio, cât și pentru realizarea integrală a acestora. Am apreciat cu toții propunerile originale ale companiei pentru materialele de informare din acest an și mă bucur că prin asocierea cu Graffiti BBDO, MAE reușește și în acest an și cu acest prilej să promoveze campanii originale creative. De asemenea, mulțumim companiilor Afișaj România și News Outdoor Romania pentru susținerea lor în campanie. Mulțumim pentru sprijin și Metrorex pentru posibilitatea de a transmite mesajul campaniei pe suporturile de la mânerul din trenurile de metrou, o altă noutate în campania de comunicare a Ministerului Afacerilor Externe. Mulțumim de asemenea Societății Române de Radiodifuziune pentru susținerea campaniei prin intermediul canalelor radio din subordine, România Actualități, Radio România Internațional, Radio România București FM, Radio România 3.net, Agenția de Presă Rador. Mulțumim partenerilor media din presa centrală și locală, în ordine alfabetică, Agerpres, Comunicare de Presă.ro, Curentul, Economistul, Gazeta de Sud, Glasul Maramureșului, Hot News, Informația de Alba, Mediafax, Monitorul de Cluj, Monitorul de Vrancea, Monitorul de Suceava, News AR din Arad, Radio Severin, Telegraf Constanța, TVR Info, Ziarul Financiar, Ziarul de Iași și Ziua Veche. Menționez că informațiile vor fi promovate inclusiv pe paginile de YouTube, Facebook și Twitter ale MAE și al Ambasadei SUA la București. Vă reamintesc că toate elementele campaniei se regăsesc și pot fi descărcate de pe site-ul MAE, secțiunea Viza pentru SUA. De asemenea, profit de ocazie să lansez invitația și către alți parteneri media care doresc să se alăture campaniei noastre. Obiectivele campaniei, obiectivul imediat al campaniei noastre este acela de a oferi o mai bună informare a cetățenilor potențiali solicitanți de viză despre procedura corectă prin care pot aplica pentru viză. În ceea ce privește obiectivele pe termen lung, printre acestea se numără reducerea ratei de respingere a solicitărilor de vize temporare americane și accederea României în programul Visa Waiver, care va permite cetățenilor români să călătorească în SUA fără a mai fi nevoie să solicite în prealabil o viză. Cum spuneam, elementul de noutate va fi adus în special de folosirea afișajului stradal față de utilizarea bannerului online de anul trecut, când comunicarea publică s-a desfășurat prioritar online. Conceptul creativ cu elementele vizuale pentru afiș a fost realizat, așa cum ați auzit deja, pro bono, de către agenția de publicitate Graffiti BBDO, care a remarcat campania în 2010 și a devenit conștientă de utilitatea promovării mesajului și implicit continuarea acestuia. De asemenea, am obținut sprijinul companiilor Afișaj România și News Outdoor Romania, care a acceptat să pună la dispoziție cu titlul gratuit spații de afișaj stradal din următoarele orașe. 70 de panouri stradale în orașele București, Brașov, Oradea, Vaslui, Botoșani, Sighișoara, Cisnădie, cu titlul gratuit Afișaj România, și 432 de cartonașe la mânerele din trenurile de metrou, News Outdoor Romania, prin sprijinul Metrorex. De asemenea, în campania de informare din acest an s-au alăturat până la acest moment 20 de parteneri din media centrale și locale și, cum i-am mai spus, suntem deschiși și altor posibili doritori. Tot Graffiti BBDO a realizat și un spot audio și a suportat toate costurile de producție pentru afișe și spot. Așadar, campania a fost realizată fără utilizarea de fonduri publice, exclusiv pe baza stabilirii de parteneriate, atât cu ajutorul agenției de publicitate Graffiti BBDO, a companiilor Afișaj România și News Outdoor Romania, cât și a partenerilor instituționali și a partenerilor media din presa centrală și locală.